În episodul trecut l-am prezentat pe larg pe unul dintre mari eroi ai neamului românesc, Ștefan cel Mare și Sfânt. Este un genial comandant militar și un drept apărător al neamului. Multe bătălii îi cinstesc ilustrul nume, însă bătălia de la Vaslui este definitorie pentru el. Sunt imperator și am să vă povestesc despre aceasta într-un nou documentar. Sper să vă placă! Se poate spune că această bătălie a rezultat din dorința lui Ștefan de a scăpa neamul de jugul otoman. În țara românească, Vlad Țepeș fusese detronat și domnii loiali porții controlau Valahia. Ștefan nu stă cu mâinile în sân și intervine în jocurile de putere valahe. De asemenea, consideră că plata tributului trebuie oprită și sistează plata acestuia. Înfuriat de subminarea autorității sale, sultanul îi cere lui Ștefan să-și oprească activitățile anti-otomane, să plătească tributul și să predea chilia, bogat oraș port. Condițiile sunt imposibil de acceptat, deci războiul devine inevitabil. Sultanul îl pune pe pașa Soliman al Rumeliei în fruntea expediției. I s-a ordonat să se regrupeze la Sofia, Bulgaria, și după ce își asamblează armata, trece spre Moldova pe la Vidin și își unește forțele cu Lajos Basarab. Sursele spun că turcii ar fi adus 120.000 de oameni, dar 50 până la 60.000 este o aproximare mai realistă, mai ales pentru acea vreme. Compoziția armatei otomane. Un număr consistent de ieniceri, infanteria otomană de elită, formată din copiii trecuți la islam ai creștinilor cotropiți și antrenați de mici. În egală măsură, era prezentă și infanteria otomană normală, aproximativ 5.000 de războinici. Din popoarele învinse, veneau 10.000 de oșteni, preponderent sârbi, cel mai probabil, și câțiva bulgari. Un număr consistent de spahi capiculul era prezent, cavaleria cea mai grea, tancul medieval. De asemenea, se aflau și spahii timarli. Din oastea otomană nu lipseau nici achingii, cavalerie ușoară, folosită mai ales în raiduri. Lajos Basarab a adus pe câmp și el 15.000 de valahi. Știind primejdea iminentă, Ștefan trimite mesaje de ajutor în toată lumea creștină, dar, cum ne demonstrează istoria, oamenii mai degrabă trimit încurajări decât trupe. Ștefan își strânge o armată de aproximativ 30.000 de oameni, chiar 40, foarte bine pregătită. Aproximativ 7.000 de maghiari și secui au venit în ajutor, infanterie bună, și 2.000 de călăreți bravi poloni. Doar 4.000 de moldoveni aparținau infanteriei de elită, iar grosul armatei moldovene era format din... Ați ghicit, gloata. Țăranii chemați la arme pentru a-și apăra pământul. Când vine vorba de cavalerie, călărașii sunt prezenți pe câmpul de luptă. Din cavaleria mai bună fac parte curtenii, dar și categoria parte a vitejilor, un echivalent al cavalerilor, oarecum. Elita Moldovei rămâne, totuși, cavaleria boierească. 20 de tunuri au fost aduse pe câmp pentru a-i spulbera pe cotropitori. Cu armata formată, Ștefan își pune în aplicare planul. Începe prin executarea tacticii pământului pârjolit, tactică eficientă mai ales iarna, când invazia a avut loc. În același timp, cavaleria hărțuia linia otomană fără să-i dea prilej de odihnă. După mai multe zile în acest ritm, în apropiere de Vaslui, la podul înalt, iscoadele otomane raportează ceva hilar. Sate întregi, neafectate de tactica pământului pârjolit. Pașa Soliman deja dăduse ordine de a așeza tabăra pentru odihnă când oastea moldoveană își făcu prezența simțită printr-o zarvă de nedescris. Otomanii vedeau în fața lor doar o simplă linie formată din toată infanteria, călăreții ușor fiind pe flancuri, iar în spate fiind cavaleria polonă și o parte din cavaleria grea. Turcii nu așteptară invitație specială și avansează. Cavaleria ușoară moldovenească deschide conflictul și hărțuiește oastea otomană pe toată durata deplasării.
fiind cavalerie ușoară, lovea și se retrăgea, ca să nu piardă prea mulți oameni. Într-un final, liniile se ciocnesc și Ștefan declanșează iadul. Ordonă arcașilor și tunurilor de pe flancuri din ascunzișul pădurii să tragă, pricinuind masive pierderi oștirii otomane. Între timp, secuii resping pe flanc atacuri repetate, dar cavaleria de șoc a spahiilor îi pune pe fugă, iar oastea moldovenească pare în pericol extrem de flancare. Sigur pe victorie, pașa Soliman le ordonă trupelor să treacă râul pentru un atac masiv, total, dar podul se rupe, distrugând legăturile dintre armate. Atunci, Ștefan scoate asul din mâneca hainei domnești. Le ordonă oamenilor de pe flancul său drept să facă zarvă. O mare parte din oastea otomană mușcă momeala și se îndreaptă în acea direcție, dar este ceață și nu pot vedea trucul moldovenesc. Destabilizând structura inamică, Ștefan lansează ultimul asalt asupra celuilalt flanc, în fruntea cavaleriei de elită. Panica pune stăpânire pe vrăjmași și fug mâncând pământul. Laiotă Basarab, văzând că bătălia e pierdută, se retrage. Bătălia din data de 10 ianuarie 1475 a continuat din cauza urmăririi încă 3 zile. În data de 25 ianuarie, Ștefan le scrie principilor creștini despre victoria sa și cu acest pretext le cere încă o dată ajutorul. Ajutorul a lipsit cu desăvârșire, ca de obicei, iar peste un an vine însuși sultanul, Ștefan fiind înfrânt la războieni, înfrânt, dar niciodată învins. Prin bătălia de la Vaslui, Ștefan a demonstrat că buturuga mică răstoarnă carul mare și a fost sunetul al cărui ecou a fost lupta de neatârnare pentru păstrarea tradițiilor și credinței strămoșești. Ștefan Voievod cel Mare, geniu militar, sfânt, erou român. Dacă v-a plăcut acest documentar, lăsați un like, un subscribe, un comentariu, dar share-ul m-ar ajuta cel mai mult. Și vă mulțumesc mult! Sunt